În emisie, că e Sally Gutierrez Prodan de la una dimineața. Cu mare plăcere. Deja sunteți în emisie. Bună ziua, dragii mei. Astăzi în studioul bufonului Netafleață, vitamin și plin de viață, o ființă poetică, o fire feminin, președinta clubului Poduri de Dor. Știu că este o fidelă prietenă și colaboratoare a Bibliotecii Naționale, așa, Diana. Diana Zlatan Ciugureanu, mai nou. Zlatan Ciugureanu, pentru că știu că mai ai o familie. Lungu. Diana Lungu, da, de-aia nu știam care e bună. Bună ziua, Diana! Bună ziua, bine v-am găsit în această locuință și spațioasă, dar și caldă, unde parcă am venit acasă. Îți mulțumesc pentru complimente. Hai să trecem la ultimele știri care le-am primit eu de la Biblioteca Națională și în primul rând am scris chiar și o plângere la Organizația Națiunilor Unite pe tine că nu m-ai invitat la întâlnirea cu un poet care îmi place mult, un poet din Iași, dacă da. Nu greșesc el Cristian acum. Cristian Bodnărescu. Da, Cristian. Deci el care, eu știu poemul lui, Demoniță, care are 109 strofe, până îl citești, dacă începi de dimineață, până îl citești apucă zorii. Cel mai lung poem romantic este un record. Da, eu știu de asta, eu nu știu de ce el a vrut să bată recordul, a fost așa de inspirat și a scris acest poem, dar oricum, ceea ce face este bine, scrie bine și este bravo. Și voi, fără mine, totuși v-ați distrat acolo bine, oricum ați făcut o întâlnire de pomină, că mult timp s-a vorbit în Chișinău despre ea. Vai, mamăguliții m-au năvălit așa niște furnicuțe pe tot corpul, auzind că tot târgul a vorbit despre sosirea poetului ieșean, născut la Bacău, apropo, Cristian Bodnărescu. Să-mi revin puțin, dacă a fost un eveniment pentru întreaga capitală, acum, nu știu, orgoliu probabil acum triumfă în mine, dar de fapt probabil inima îmi cântă de bucurie că am făcut ceva frumos, dacă a fost important considerat de lumea bună. Eu am vorbit cu el și mi-a zis că a rămas frapat de toate, dar mi-a zis că progresul tehnic la noi cere de dorit și e bun vinul și fetele și toată lumea în jur, poezia, admiratorii, cititorii, dar și poate că e bine că progresul tehnic nu ne-a capturat atât de mult. Probabil nu am pus la punct prea bine și pedant unele detalii, cum ar fi difuzarea spoturilor de pe internet, unde, bună oară, eu lecturez un poem excepțional al dumisale, Dansând pe Narciși. Din propria dorință am ales, la discreția mea, el mi-a permis să-mi aleg eu, dar ceea ce a gândit el că mi-aș alege, a spus Dansând pe Narciși. În acel moment îi scriu și eu, Dansând pe Narciși. Deci a fost binecuvântat, probabil, acest poem, ca să-l facem o colaborare, o primă colaborare, că ce l-am lansat în grupul de pe Facebook al clubului Poduri de Dor. A avut succes, fanile lui și fanii, bineînțeles, din start au apreciat, au elogiat toată această colaborare. Eram foarte fericită, pentru că am făcut-o din suflet și a trebuit să mă depășesc, să fiu alt om, altă viziune să preiau, deoarece, precum am spus și la Bună Dimineața în studioul Moldova 1, urma să înțeleg cum e să scrii după moarte despre dragostea, despre împlinirea, ca până la urmă să spui, dar nu mai sunt Narcișii. Da, e foarte frumos, deși eu știu că narcișii au, cuvântul narcis are două sensuri și se joacă lucrul ăsta, narcis floare și narcis persoana care se iubește și mă închipuiam așa o gloată de creatori, artiști, scritori și așa mai departe și cineva se simte încă mai sus decât ei și dansează pe cheliile lor, așa, vedeam eu o altă. Ar fi o simțire a dumneavoastră adecvat, cred că
intenții scriitorului, ca să deschid parantezele, el chiar mi-a spus o expresie românească, eu fac mișto de cei narcisiști, de cei narciseaci. Adică ați intuit foarte bine, ați desprins sensul ironic puțin înțelegător. Da, doar că, vezi, cunoscându-l pe Cristian și știind cum el face mișto, am impresia că cel care face mișto este încă un mai mare narcisist, de fapt. Chiar fiica mea, Mădălina... Bine că poate râde despre el, măcar singur de el, da? Tot e bine. Fiica mea anume și asta mi-a spus, mami, dar nu crezi tu că anume el face mișto de sine și tu de tine, lecturând doi narcisiaci, faceți un mișto de alții narcisiști? Un buchet întreg la Clubul Pădurii de Dor. Veniți și vedeți acești narcisi frumoși care înfloresc zi de zi cu versuri noi, cu cântice noi. Apropo, am auzit că ai scris și un cântec. Un text de cântec, stai că mi-aduc, era o blondă acolo, ceva de o blondă. Pretextul blondei. Pretextul blondei, da. Am și câteva cântece încă interpretate împreună cu fiica mea. Tot pe YouTube le-am pus mai noi, dar primul a fost Pretextul blondei, unde m-am lansat. Uite, asta tot e un fel de mișto, că ești brunetă, nu? Eram blondă. A, erai atunci blondă. Și se spune că a fi blondă nu este ceva vizual, ceva aparent. Este un mod de viață, un mod de simțire. Probabil mă simțeam foarte bine în pielea mea când eram blondă. Atât de mult mi-am visat, zeci de ani, ca într-un final să devin blondă și să fiu mândră că fac o mărturisire a unei blonde. Da, dar ce, ți schimb părul când vrei? Ce ne-ți permite? Când vreau, nu, am spus că am visat zeci de ani, nu chiar când vreau. Până la urmă a bătut ceasul. Mi-ai spus că poate trebuia un pic mai multă publicitate. Păi, da, ai multe prietene pe care văd că nici nu le faci concurente, cum ar fi Alina Chicu, da? Altele puteau să te ajute sau te-au ajutat, chiar eu nu știu. Eu cred că sunt încă un slab organizator ca să activez pragmatic. Tu ești un poet care zboară în nouri, așa. Vai, iată, zborul ăsta și visele astea și când le văd realizate mă împlinesc. Dar ca să văd o sală sau mai plină sau mai puțin plină, nu știu de ce fac abstracții de lucrul acesta și este mea culpa, mea maxima culpa. Am zis că la viitorul eveniment în cadrul Clubului Păduri de Dor, apropo, vă invit pe dumneavoastră și pe toți admiratorii creației. Hai să ne ducem împreună, să o facem și pe asta și să Diana să aibă niște ochi mășcați ca la o blondă. De ce e mășcată? Să ne vadă pe toți împreună. Dar când e evenimentul pretextul următor? Pretextul blondei pentru a vă aduna și a-mi face ochii mășcați este o șezătoare cu un interpret și viitor filolog, un folclorist viitor folclorist, mă rog, este... Cum îl cheamă? Eu știu pe tot. Ștefănel Belei. Este hai că eu îl știu. Eu îl știu pe Ștefănel Belei. La filologie unde am studiat. Asta care a cântat în biserică? Și cântă. Și cântă în strană. Și în corul Micropoliei din 2008 și de la 5 ani. El de la 7 ani. E paraclisier. Este observat de preotul Andrei Hâncu, de parohul bisericii din Boghiceni Hâncești. Dar de la 5 ani a plâns frumușel, cum am spus eu, un plâns sănătos și mama a fost convinsă să-l ia în strană. De la 5 ani frumușel muncește cu sârg în strană. Așa ne arată domnul calea noastră spre sine și spre el. Bravo, Ștefănel! Poate odată și odată ajungi la mine în studio aici. Vreau să zic, totuși, dacă ne întoarcem înapoi la blonde, ziceam eu că ai o prietenă de facultate care a încercat să te facă până și model. Și în ziua de azi, dacă nu ești o leacă model, paș, că nici n-ai trăit gustos cum trebuie, i-am zis. Este vorba despre o bună colegă de la anul întâi. Olesea Tataru. Olesea Tataru, da. Cu care din start comunicam foarte intim, din primele zile de facultate. Era o conexiune așa. Locuiați într-o cameră la cămin? Nu, sau... venea în ospeție, eu eram șefa grupei și trebuia să aud mărturisirile fetelor din grupa pe care o conduceam. Și... în ani tot ne întâlneam în cadrul facultății sau în drumuri comune sau spre cămin și iarăși mărturisiri personale. Ea a rămas în cercul unei prietene de ale mele, se întâlnea cu
câteva alte prietene. Eu mai mult munca la Teleradio Moldova 15 ani, cum îmi place să spun, pe plantație, ca robul bătut cu biciul, nu altfel concepeam, dar din plăcere oricum realizam totul. Ei, clar, și mazohiștii tot fac din plăcere. M-ați intuit că s-o sadomă.